Clinceni învinge cu 2-1 pe Șepși și urcă pe locul 5, iar acest loc este singura miză rămasă în Liga 1, în ultima etapă. Clasamentul este cât se poate de clar. Doar Clinceni și FC Botoșan mai luptă pentru a nu termina pe ultimul loc în acest play-off. Șepși pierde șansa așadar de a mai lupta pentru poziția a treia. Sunt în continuare 3 puncte diferență, însă spuneam și la începutul partidei, pentru că Șepși a beneficiat de rotunjire, nu mai poate să o ajungă pe Universitatea, chiar dacă învinge în ultima etapă, iar craiovenii pierd. Un meci însă frumos, un meci în care am văzut două echipe jucând cu nonșalanță și, nu-i așa, făcând cinste până la urmă fotbalului românesc în acest final de stagiune. Suntem în aceeași formulă la fotbalul ca și la începutul meciului. Mirel Albon, Ioan Ovidiu Sabău, Cristi Dulca, bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. Meci bun, meci deschis, meci cu două echipe ofensive. Două goluri spectaculoase a celor de la Clinceni, execuția lui Tănase și execuția atacantului, nu știu cum îl cheamă. Cum? Ciunciucov. Ok. Deci două goluri senzaționale, frumoase, execuții de jucători. Cristi? Dar nu și-a mai... Îmi cer scuze. Scuze. De, ce n-am mai văzut în această seară la SEP și acea motivație, acea agresivitate pozitivă. Parcă n-a fost aceeași echipă de la meciul cu FCSB. Poate au resimțit șocul, demoralizați după acea pierderea, adică posibilitatea să câștige acel meci și să aibă șanse reale să se lupte pentru locul 3. Acum, faptul că l-au pierdut, probabil că și-a puțin demoralizați. Cristi, Clinceniul cu 3 victorii până la urmă și în acest play-off, așa cum spuneam și la început, n-a făcut figurație. Ți s-a părut totuși că Șepși și-a consumat energia în meciurile cu echipele, să le spunem, grele și aici, așa cum a spus și domnul Sabău, că, într-adevăr, parcă a părut totuși că nu mai au atitudinea aia care i-a făcut să... sau neapărat atitudinea, cred că determinarea sau... Da, cu siguranță, în comparație cu Clinceniul, Șepși a avut meciuri mult mai grele și mult mai pline de încărcătură. Astăzi a fost un meci, zic eu, cu ritm, un meci în care, chiar dacă Șepși a deschis scorul, Clinceniul a egalat foarte repede și asta i-a motivat cumva să spere că vor câștiga acest joc, având și acel obiectiv de a-i depăși pe Botoșani. În rest, cele două goluri frumoase pe care le-a remarcat și Neluțu, un meci deschis, un meci bun, cam atât. Fără greșeli de arbitraj, un meci fără probleme de arbitraj, un meci bun. Da, Mirel, statistici bune, mă uitam aici la șuturi la poartă, la acțiuni de atac, adică s-a jucat deschis. S-a jucat frumos, ofensiv. Cred că, până la urmă, diferența a făcut-o această greșeală a lui Purice, care pierde mingea în jumătatea proprie și îi permite lui Ciunciucov să aibă această execuție de excepție. Dar și eu zic că a lipsit acea agresivitate, acea vână. Sigur că jucătorii se simt aproape de vacanță, nu-i plăcut să te duci în vacanță accidentat. Două echipe care și-au realizat deja obiectivul, pentru că niciodată nu mă gândesc că Șepși s-a gândit la începutul campionatului că își propun locul 3. Și de aici a rezultat un meci frumos, să vedem cum vor gestiona ultima etapă și mai ales perioada pregătitoare pentru sezonul următor, pentru că este evident în campionatul care urmează la ambele echipe pretențiile vor fi foarte mari. Mergem pentru prima dată la declarații, să-l ascultăm pe Cristi Tănase. Bun găsit, Cristi, omul meciului. Cum a fost azi? Bună seara. Mă bucur în primul rând pentru echipă, pentru acești jucători minunați. Eu cred că în această seară am demonstrat că suntem o echipă bună, o echipă valoroasă și eu cred că a meritat să fim
să fim în play-off. Spune-ne, primul tău gol în acest sezon, colegii își cereau șampanie. Da, mă bucur foarte mult. Din păcate n-am reușit să scriu foarte multe goluri, dar am timp, campionatul viitor, poate și următorul meci cu Universitatea. Nu e... Am timp să și înscriu. Important e că echipa în seara asta a arătat bine. A făcut un joc foarte bun împotriva unei echipe foarte, foarte bună. Și eu cred că la sfârșitul meciului, părerea mea, că am meritat cele 3 puncte. Și în acest meci ați mai urcat un loc după acest meci. Da, ne bucură acest fapt. Ne bucură foarte mult că am câștigat. Nu ne-am gândit la acest lucru. Noi ne gândim la fiecare meci să luăm în parte și să jucăm un joc bun și să oferim cât de cât spectacol și să câștigăm meciul. Cum este pentru tine? Suntem aproape de finalul play-off-ului, așa? Pentru voi, cum a fost în acest play-off în Liga 1? Cum ai cataloga evoluția voastră? Ați încurcat ceva echipe? Da, nu a fost gândul nostru să încurcăm pe cineva anume. Noi ne-am făcut datoria pe teren, noi am vrut să câștigăm fiecare meci. Normal că nu suntem Real Madrid sau Barcelona să încurcăm pe toate echipele. Ne-am încercat să câștigăm meci de meci, dar nu s-a putut pentru că nu putem să câștigăm toate meciurile. Dar eu cred că, per total, putem să ieșim cu capul sus, mai avem un meci și eu cred că putem să facem o figură foarte frumoasă la sfârșitul sezonului. Nu pot să nu te întreb, ultima variantă vehiculată ca antrenor al Stelei este Andrei Prepeliță, fostul tău coleg. Cum vezi tu situația? L-ai vedea acolo la FCSB? Da, de ce nu? Îl cunosc foarte bine, am fost coleg cu el foarte mulți ani. Este ambițios, eu cred că poate să facă o treabă bună. Eu cred că a reușit și la FC Argeș. Nu le-a reușit foarte puțină șansă să nu prindă play-off-ul. Eu cred că poate să devină un antrenor foarte bun. Mulțumim! Da, l-am ascultat pe Cristi Tănase, autorul unui gol frumos, așa cum spunea și domnul Săbău. Haideți să analizăm puțin în detaliu. Profit aici de prezența a 3 analiști, antrenori, și să spuneți cine a greșit, cine a fost bun. Se înscrie cine vrea la FCM în primul. Păi, aici foarte bine executat cornerul. Aici, sigur, minge s-a dorit o finalizare, dar Aganović ajunge foarte... Aici urmărește, nu știu, Purice sau cine acolo care lovește mingea cu capul, nu știu. Cred că e Dumiter. Dumiter, da. Iar aici, sigur... Poate că dacă face pasul numărul 3, dacă face un metru, un pas în față, fundașul lasă în opt. Rămâne în opt, Aganović. Dar rămâne acolo, privirea după minge și uită de adversar, iar aici, dacă ne uităm aici, nu? Dacă el iasă, e offside și... Cum e, Cristi, că știu că tu ești obsedat de fazele astea fixe și când, mai ales când se ia gol, adică... Nu, eu vorbesc din prisma unui fundaș. Aici fiecare are pereche, s-a pierdut marcajul, n-ai cum să dai acolo. Fundașul trebuie să stea în marcaj, să se lupte cu adversarul. Practic, nici n-a stărit foarte mult. Dacă ne uităm foarte bine, nu știu dacă se 10 cm de la se înalță. Și lipsa de marcaj. Cum a zis Neluțu, corner bătut foarte bine. Da. Haideți să vedem și apoi al doilea gol. Asta a fost golul de 1-0, reușit de Aganović în minutul 15. Cristi Tănase, Mirel, de execuție de mare fotbalist. Da, construcție frumoasă, n-am văzut toată faza, centrare foarte bună pe colțul lung, da, centrare venite la întâlnire. Cristi Tănase atacă mingea excelent și o lovește cu capul colțul lung, așa vrea să dea. Este un gol care, dacă nu venea și golul următor, putea să candideze la golul etapei. Și destul de repede, cum a zis Cristi, destul de repede au primit. Foarte repede. N-au reușit să se așeze cei de la SEF și imediat au înscris. Asta îți dă încredere imediat, nu? Îți dă încredere, moral bun, entuziasm. Știi? Așa aici putem spune că a fost o greșeală de poziționare. Tănase venise singur din pe flancul stâng și
a profitat de faptul că a fost, a avut timp să-și, să gândească cum va fi acea lovitură și a lovit-o foarte bine. Da, Cristi, așa e, scuză-mă, erau 4 contra 3. Da, aici deci cei de la Clinceni au adus jucători în careu. Centrarea și ea de calitate. Nu? Dar au intrat 4 contra 3, deci 4 de la Clinceni cu 3 jucători de la Sepsi. Aici dacă se vede Gonzales, deci din punctul de vedere Dimitrov a strâns bine inițial. În interior la Ciunciucov, cred că e acolo, numărul 8, nu? Așa? Dar Gonzales trebuia să vină cu Cristi Tănase. Așa au creat superioritate 4 contra 3 în condiții normale în care eu propriu trebuie să fie apărarea în superioritate. Da, și la Leo rar se întâmplă să vezi așa ceva. Adică să ai adversari mai mulți în care... Nu știu cine e aici, numărul 14. Gonzales. Gonzales trebuia să vină, să anticipeze faptul că acea minge va veni în care își trebuia să vină mult mai repede să strângă și a dat seama prea târziu că Tănase se bucura deja. Bun, minutul 54, scorul final este stabilit de Ciunciucov, o achiziție foarte interesantă a Clincenilor, o torpilă în vinclu, dar Cristi, tu parcă ai remarcat, nu? Că mingea a fost și un pic deviat, nu? Da, da, bine, ar trebui să remarc primat, nu știu cine a pierdut mingea. Purece. Purece a pierdut o minge în zona centrală, unde o formație care are jucători foarte buni te taxează urgent. Zona centrală, Ciuciucov știa clar că va da la poartă, probabil a deviat puțin și a avut această traiectorie foarte bună. Prea frumos golul, ca să zicem că a fost deviat. Și curajul, pentru că aici avea și un coechiper în partea dreaptă să-ți asume. Înseamnă să fii atacant. Da. Nu se vede aici. Aici cred că Mitra, dacă nu-și băga piciorul, merge prea direct. S-ar putea să nu dea gol. Da. Nici nu se învârte mingea. Eu cred că nu știu dacă a atins. Dacă te uiți bine la minge, acum. Uite, nici nu se învârte mingea. Da? Poate l-a lovit în picior după aia, după șut, nu știu. Da, aici și lipsă de comunicare din partea lor. Ce valoare tactică are pasa aia lui Vajvari? După aia uitați-vă cât e de pasiv Fofana. Deci toată linia, după acest gol, Leo Grozar a schimbat toată linia de mijloc. Da, deci toată linia de mijloc are o greșeală foarte mare. Sigur că cea mai mare e alu Purece. Nu și-a revenit din punct de vedere fizic, clar. Cred eu, și pentru că au fost un ritm extraordinar la meciul cu FCSB. Și cred că și n-au mai reușit să se reîncarce, adică efectiv să lupte și să spere că pot obține în continuare locul 3. Adică să spui, se va încurca Craiova cu Clinceni acasă. Adică să crezi lucrul acesta aici. Mergem din nou la declarații, îl ascultăm și pe Adi Pop. Bun găsit! Adi, ați făcut ce ați făcut, ați mai urcat un loc în seara asta. Cum e? În seara? Da, ne-am apropiat, am făcut un pas important spre îndeplinirea obiectivului, cum ne-am propus, minim locul 5. Mai avem un hop la Craiova, o să facem ce ține de noi. Am demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că suntem o echipă bună a play-off-ului, care nu facem jocurile nimănui. Consider că am jucat împotriva unei echipe foarte bune a play-off-ului, care a obținut victorii cu Campioana și cu FCSB. Mă bucur că am reușit să învingem în seara aceasta și mergem înainte. Când vedeți, nu știu, vă uitați așa un pic în urmă, ce ați reușit cu FCSB, ce ați reușit chiar cu Șepși, și regretați că ați fi putut un pic mai mult în acest play-off? Nu regretăm nimic. Consider că am arătat o față frumoasă, am arătat un fotbal bun, meciuri spectaculoase la noi, cred că aproape în fiecare meci s-au marcat cel puțin un gol, două. Spectatorii au avut ce vedea la noi în acest play-off. Ne bucurăm pentru noi, sperăm să facem o impresie frumoasă și în ultima etapă, pentru că este foarte important. Am început puțin mai greu, ce-i drept, play-off-ul acesta cu acele înfrângeri, dar a fost și un program mai dificil, cu două deplasări la 8 ore și ceva, la Botoșani și la Sepsi. Tu ce ai de gând să faci după acest sezon? Rămâi aici? Mai ai contract? Nu știu, sau? E prematur să vorbim. Mai am contract până pe 30 iunie. Și după vom vedea ce îmi rezervă viitorul. Mă gândesc doar să joc bine ultima etapă, să fiu sănătos
Și atâta tot. După ultima etapă mă voi gândi ce voi face. Cum am spus, mai am contract până pe 30 iunie și după aceea putem discuta. Apar zvonuri multe în perioada asta și îi cunoști bine pe amândoi. Înțeleg că și Dică ar fi un zvon care ar putea ajunge la FCSB și Prepeliță ar putea ajunge la FCSB. Cum vezi tu situația? Ei vedea... Nu, eu sunt la Clinceni acum, pot să vorbesc doar de Clinceni. Nu este fair play să-mi dau cu părerea despre FCSB. Am fost acolo și fair play este să nu comentez despre ei, știu mai bine ce au de făcut. Mulțumim. Seară bună. Da, l-am ascultat și pe Adi Popa. Cristi, în psihologia jucătorilor de la Șepși și crezi că asta a contat, faptul că FCSB s-a predat, că asta e de fapt expresia și că n-au mai putut să mai găsească energie morală, psihică pentru meciul ăsta? Da, adică, nu știu, sau, hai să te întreb altfel. Cât de mult crezi tu că poate cântări un astfel de meci înainte să joci tu? Și când vezi că, nu știu, echipa la care te așteptai să măcar să-ți încurce adversara, să se ducă cu copii. Da, în mod normal, eu nu gândesc așa. Cred că nici Leon are această concepție să nu motiveze sau să nu pregătească bine un joc. Sunt convins că a pregătit foarte bine. Un jucător trebuie să se motiveze la orice meci. Nu contează cu cine a jucat FCSB într-un alt meci sau ce a făcut. Sau... Eu așa văd lucrurile. Indiferent că mai am o etapă și plec în vacanță, trebuia să fie mult mai motivați. Dar probabil, cum am zis și noi, și Neluțu, și toată lumea am fost de acord, faptul că au fost acele meciuri extrem de, cu o încărcătură extrem de mare de trei etape încoace, i-a făcut să nu mai aibă energia necesară să se comporte la fel cum le-a cerut Leo. Agresiv, pressing avansat, să recupereze repede. Deci nu au mai putut. Și de acolo au venit și greșelile pe care le-au făcut. Dar din declarațiile lui Grozavo, așa reiese. Clar, era foarte dezamăgit. Și cred că și jucători, adică să te prezinți cu echipa a doua la un joc atât de important, ei și-au pus probabil mari speranțe în acel joc. Se vor încurca, un egal. Dar când a văzut, probabil că s-a uitat și a văzut ce echipă era în teren, era clar că... Mergem din nou la declarații, l-ascultăm și pe tehnicianul Clinceniului, Ilie Poenar. Bun găsit, felicitări, ați reușit să mai urcați un loc în clasament după ce ați bătut pe Șepși și iată că ați surprins, apropo de ce vorbeam la începutul. Bună seara, da, mă bucur că am pus în practică ceea ce am lucrat și ceea ce am vorbit cu băieții și iată că am reușit. Am reușit să facem și noi acel pressing pe care l-am spus că trebuie să-l facem în zona laterală, pentru că au jucători foarte buni și cu calitate foarte bună, dar sunt niște jucători lenți care mai fac o preluare în plus și trebuie acolo să fim foarte agresivi pe zona centrală și iar de acolo să verticalizăm. Schimbările de direcție la fel au mers foarte bine, am venit cu centrări, ne-am creat și anumite ocazii de acolo din zona laterală, deci una peste alta, jucătorii merită toate felicitările pentru felul cum se comportă, nemai având practic un obiectiv mai îndrăznesc să spunem, pentru că asta este, am greșit cu meciuri în urmă, dar mă bucur că au plăcere, mă bucur că au entuziasm, mă bucur că sunt concentrați, dau dovadă de spirit de echipă, dau dovadă de profesionalism și asta contează cel mai mult. Am un vestiar greu, am un vestiar puternic, un vestiar greu, un vestiar unit, care vă spun că e greu. E greu să... Dacă mai erau câteva meciuri, cred că era foarte greu cu noi. Erați un fel de Șepși. Câți mai rămân din acești grei care aveți în... Nu știm. Mai avem un meci săptămâna cealaltă, le-am dat o primă de 3 zile libere. Oho, da. Generos. Merită. Merită băieții pentru tot ceea ce au făcut. Sunt mândru de ceea ce am realizat aici, împreună cu ei, cu conducerea. Am făcut o performanță incredibilă. Sunt bucuros că încă o dată demonstrăm că în acest play-off nu suntem întâmplători, așa cum s-a spus, și că jucăm și un fotbal bun. Zic eu că astăzi a fost un fotbal bun, chiar dacă a fost tacticizat în anumite momente, chiar dacă în ultimele 20 de minute am făcut puțin pas în spate și i-am lăsat să aibă posesia și să vină puțin peste noi și am jucat noi contraatacul. E strategia noastră care a dat roade tot timpul și ne-a ieșit. O nouă revenire, turați mai greu motoarele sau vă place să plecați cu...
Da, e, revenim. Bine, important. Ați revenit destul de repede astăzi, da. Da, am revenit destul de repede. Este important că revenim. Este important că întoarcem rezultatul. Este a doua oară când întoarcem rezultatul și asta mă bucură. Asta înseamnă să ai reacție, asta înseamnă să ai încredere foarte mare, să-ți dorești. Și da, am spus că am un vestiar greu, un vestiar puternic care știe să reacționeze în momentele grele și mă bucur pentru asta. Bun, până acum locul 5, dacă rămâneți aici, care ar fi obiectivul la anul? Mă gândesc, poate aveți oferte sau ceva. Da, așa este. Cu toții, marea majoritate suntem la final de contract, inclusiv eu, dar nu și? Asta este. Dacă nu asta este problema, poftim? Dacă tot ați deschis subiectul și ce vă gândiți să faceți? Oh, deocamdată mă gândesc să terminăm campionatul și să mergem la Craiova, să facem un meci bun, să încercăm să-l câștigăm și vom vedea. Apoi urmează vacanța, vom vedea. Am vorbit deja cu cei din conducerea mea. Ne reorganizăm și vedem ce vom face. Vedem. Dar se discută. Încă nu am semnat nimic. Suntem în discuții. Discutăm. Eu am motivație, deci este important. Mai important este să terminăm cu bine și meciul de la Craiova. Asta e cel mai important. Ne dorim la fel să facem un meci foarte bun. Mulțumim. Și eu mersi. Da, l-am ascultat pe Ilie Poinaru, mai avem și alte declarații. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat.